Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Vorbim azi despre cei care sunt convinși pe deplin că ei sunt descendenții puri ai vechilor stăpâni ai lumii. România este patria noastră și a tuturor românilor. E România celor de demult și a celor de mai apoi. E patria celor dispăruți și a celor ce va să vie. Barbu Ștefănescu de la Vrancea. Știați că toți zeii grecilor sunt împărații celor care trăiau acum mii și mii de ani pe teritoriul actual al României? Știați că Imperiul Roman a fost la un pas să-i fie schimbată titulatura în Imperiul Dacic? Știați că numele de Dacia și Dacia au fost interzise aproape 1000 de ani? Știați că în anumite părți ale României mai sunt locuitori care se consideră daci? Știați că Mihai Viteazul era numit de ungur Malus Dacus, Dacul cel rău? Știați că identitatea noastră a fost atacată continuu de toate imperiile care au trecut prin teritoriile Daciei și continuă și azi prin anumiți istorici, academicieni? Știați că Mihai Eminescu lupta pentru refacerea Daciei mari, motiv pentru care a fost asasinat? Știați că în timpul regimului lui Ceaușescu se căutau începuturile omului slav, nici de cum originile noastre dacice? Știați că dacă te consideri dac sau faci referire, sau dacă faci referire la originile noastre dacice, ești automat catalogat cu mentalitate comunistă sau fascist? Știați că acum când citiți aceste rânduri, niște străini și dușmani de neam și țară vă conduc și vă decid destinele, fără ca voi să fiți conștienți de asta, considerându-vă oameni liberi? Sursa, pagina de Facebook, Dacul, Milo, articol Știați că noi suntem daci de mii de ani? O căruță de țărani a ținut în șah imperii. Țăranii noștri vor sfârși în viața după viață, imperiile se vor sfârși în moartea după moarte, îngerii vor purta ie, demonii imperiilor vor purta doliu. Petre Suțea. The Times, unul din cele mai importante ziare din istoria presei, publica în 30 noiembrie 1867 un reportaj despre marile idealuri ale românilor, așa cum erau ele văzute de jurnaliștii londonezi. Articolul scris de corespondentul din Viena al publicației londoneze The Times începea cu o relatare despre situația politică agitată din anul 1867, la scurt timp după instalarea la conducerea țării a principelui Carol I de Hohenzollern. A fost ocazia cu care The Times făcea o incursiune în istoria românilor pentru a dezvălui marile idealuri, great ideas ale acestui popor, așa cum erau văzute la acea vreme. Românii au mai mult respect pentru idealurile lor mărețe decât alte popoare. Au două idei mărețe pe care le îmbrățișează fără a le fi teamă că una intră în contradicție cu cealaltă, scriau jurnaliștii de la The Times. Urmașii dacilor și ai romanilor. Prima este inofensivă, relata The Times. Ca în majoritatea fostelor provincii în care au înființat colonii, romanii au lăsat în urmă un fel de dialect latin altoit cu limbajul indigen al Daciei, care s-a conservat în Valahia modernă. Istoria ne spune într-adevăr că aceste colonii ale romanilor au fost retrase după ce Traian a intrat în Moesia. Dar cui pasă de istorie când are idealuri mărețe? Astfel, balahii sunt convinși pe deplin că ei sunt descendenții puri ai vechilor stăpâni ai lumii. Au renunțat la numele de valah și l-au adoptat pe cel de români. Și-au schimbat de asemenea vechiul lor alfabet cu cel latin și au încercat eliminarea pe cât de mult posibil a tuturor elementelor străine din limbajul lor, pe care le înlocuiesc cu expresii latine. Deși nu au revendicat încă Imperiul Roman cu forța înaintașilor lor, această idee sau iluzie nu este dăunătoare, ci produce un lucru bun în aducerea lor mai aproape de vest, informa The Times în 1867. Idealul unirii vechilor teritorii ale dacilor. Autorul continuă relatarea despre al doilea ideal al românilor, acela de a revendica nu doar Transilvania, ci întregul teritoriu al vechii Dacii până la râul Tisa, pentru că acesta a aparținut dacilor. Cine a văzut columna lui Traian din Roma va avea puține dubii că acești valahi, la fel ca și cei din Moldovalahia, sunt descendenții poporului lui Decebal. Ca și o caracteristică, înfățișarea și îmbrăcămintea prizonierilor daci de pe columnă se păstrează și azi, scriau cei de la The Times. Autorul articolului adaugă că unirea celor două principate române din 1859 era considerată de români un prim pas în direcția unui imperiu daco-roman. Cel mai mare imperiu dacic. În momentul de față, când toate popoarele moderne își caută cu strășnicie acte de identitate istorică, ar fi o crimă din partea noastră a românilor să fim nepăsători la ceea ce ne aparține.
Dacă am auzit de Burebista, Deceneu și Decebal, ca despre cei ce au contribuit la formarea și menținerea regatului dac, iar despre Traian ca cel care a căutat să distrugă civilizația dacă, cucerind 14% din teritoriile ei, furându-le tezaurul și transportându-l la Roma, unde a fost topit, parte din monedele turnate de el fiind date cadou celor ce au luat parte la jefuirea, așa zisa cucerirea Daciei, să vedem ce s-a mai întâmplat cu marele neam al tracilor, pelașcilor. În jurul anului 300 după Hristos, marele neam al tracilor, având nucleul dacic ca element conducător, ajunge din nou în fruntea tuturor neamurilor europene și ale lumii. Împăratul Galenius cel bătrân, fiul Romulei, femeie dacă din cetatea Recidava, pe numele lui adevărat Vacarul Armentarius, după ce primește de la senatul roman titlul de împărat roman, se declară dușmanul numelui de roman, considerându-l impropriu și schimbând numele din Imperiul Roman în acela de Imperiul Dacic, Pontes 2, 6 cu 7. Majoritatea populației acestui imperiu fiind formată din daci traci, cum de altfel și armata. Limba dacică e cunoscută în istorie sub numele de latina vulgară, fiind de fapt limba imperiului. Scriitorul roman Lactantius, în Romanos Dominarentur, Pontes 2, 6, 7, se plânge că dacii nord-dunăreni au ajuns stăpânii romanilor, iar toată suita lui Galerius cel bătrân provenea din dacii de la nordul Dunării. Astfel că din cuceriți, dacii au devenit cuceritori, schimbând numele Imperiului Roman în Imperiul Dacic, aceasta fiind concluzia celui mai mare dușman al dacilor de atunci, Lactantius, în 325. Galerius cel tânăr, fiu al sorei lui Galenius cel bătrân, a fost numit, înainte de a ajunge împărat, cu numele dacic cel adevărat, Dara, Petru Maior, Istoria, pagina 294. Acești doi mari conducători ai Imperiului Dacic ridică la Salonic un arc de triumf în cinstea apogeului ascensiunii dacice. Tot nouă dacilor ne datorează creștinii libertatea cultului lor. Galerius cel tânăr, împăratul Daciei, în anul 311, eliberează o lege de toleranță prin care se acordă credincioșilor creștini libertatea cultului, cu condiția să se roage lui Dumnezeu pentru el și pentru stat. Istoria Bisericilor Universale, volumul 1, 79. După profesorul Dumitru Bălașa, în timpul celor doi împărați Galerius, statul imperial al Daciei se reorganizează în provincii conduse de un voievod, voievod fiind un cuvânt dac cu sens de luptător războinic, el corespunzând cuvântului slav, kneaz. El s-a păstrat de-a lungul secolelor, nu numai în istoria noastră, dar și prin locurile unde am fost și mai suntem, ca de exemplu, Ținutul Voivodinei din Iugoslavia. Tot Bălașa, de la regina Hestia la împărații Dacii, menționează că între daco-roman cel din tâi voievod necunoscut până în prezent a fost Vlahernus, numele provenind de la cuvântul Vlah, cum de altfel încă îi numesc pe macedoneni greci. Ca și cum doi împărați daci în fruntea Imperiului nu ar fi fost de ajuns, lui Galerius cel tânăr îi urmează la conducerea Imperiului dac un altul născut la Nis, Constantin cel Mare, cel ce ridică arcul de triumf de la Roma, pe care apare o parte din figurile comandanților daci. Tot el reconstruiește podul de piatră de peste Dunăre, construit de străbunul său Burebista și nu de Traian, adăugându-i un castru cu patru turnuri și un edificiu cu numeroase încăperi. Deci oare cineva ar fi avut interesul să cheltuiască sume mari de bani atunci, în antichitate, ca să reconstruiască un pod acolo, departe, peste Dunăre, când romanii se retrăseseră deja, iar locurile erau pustii, cum le place unor istorici vecini să susțină. În continuare vă prezint câteva poeme minunate al minteri, primul dintre ele aparținând colegului nostru și prietenului dumneavoastră, George Hodorogea. Râul care schimbă cursul. Cândva dacii liberi spălau rufele pe ambele maluri ale râului. Mai târziu, frații noștri moldoveni se hrăneau din peștele prins de pe ambele maluri ale Prutului. Pe ambele maluri ale râului se vorbea românește. Și dintr-o dată, marii geografi ai terei, întruniți la congresele de la Ialta și Malta, au constatat că e mai bine ca râul Prut să nu mai scalde o țară, ci să o taie în două, schimbându-i cursul cu ajutorul unor rigle și compasuri plus ștampile oficiale. Pe ambele maluri ale râului Prut se vorbește românește, dar nici dacii liberi nu mai sunt liberi și nici cei de dincolo de Prut nu se mai simt români. Noi suntem daci, Ioan Popa, Alba Iulia.
Peste neamul dacilor de la Decebal încoace au venit toți cei ce au vrut să ne facă dobitoace. Și din Dacia străbună cu un popor de mari viteji au dorit să ne adoarmă să nu mai fim pe veci treji. Și din patria cea sfântă cu belșug și aur mult, am ajuns o colonie să trăim din împrumut. Drept că am avut din vechime oameni mari și patrioți, dar mai mulți au fost din ea trădători și neam de hoți, care ajunși în vârf de țară au dat legi întortocheate să împartă lumea în două, să lupte frate cu frate. Bietul român nu mai știe încotro să o mai apuce, ori să moară toți odată sau la lupta se duce. Ne-au băgat în cap romanii că suntem urmașii lor, că împreună făurit am acest nou român popor, Roma, e urmașa noastră. Dacii aici s-au născut și n-am avut altă țară chiar din tâiul început. Noi suntem urmașii noștri ai pământului străbun. Dovezi găsești la tot pasul, nu se inventezi minuni. Nu uitați făpoarea lumii că noi aici ne-am născut și suntem la fel cu glia, sânge amestecat cu lut. Dar acest pământ cu oase de voi călcat în picioare, cât ar fi somnul de mare, până la urmă tot te doare. O să miști odată totul, Dacia noastră străbună, cu Burebista în frunte și cu Decebal de mână, să vă arate ei odată că și Europa mare sunt veniți din toată lumea popoare cuceritoare. Dacă creștin cu înțelepciune nu lăsa vremea să treacă, spune fiilor tăi falnici, spune-le ce să mai facă. Ce-a primit în dar din ceruri, glie, apă, bogăție, cu nimeni să nu împartă de acum până în vecie. Pământul făgăduinței. Ori încotro mă duce valul, mă cheamă sub goruni Ardealul. Să simt voroavă cu ortacii pe vatra ce-au iubit-o dacii. Ardealule străbun pământ, de dragul tău trăiești și când, de dragul munților tăi moții, oricând primezi botezul roții. De 2000 de ani obagii pe umeri și-au purtat de sagii, cu mâinile încătușate prin veacurile întunecate, aici, sub această boltă a copta moților revoltă, când Iancu și Cuhoria au jăruit istoria. Ardealule, tu ne ești casă, mălaiul rumenit pe masă, grădina raiului cu flori, cu mucenici și luptători. Tărâm iubit cu datin sfinte, cu lacrimi și cu oseminte, blagoslovit ai fost de Domnul să-și doarmă în tine gelul, somnul. E dragă moața copincă, când chiuie și bea horincă, când strigă întulnic peste munți, când joacă horele la nunți. Nu-s doine în lume mai duioase, nu-s ii pe lume mai frumoase, nu-s munți bogați ca apusenii, nici oameni buni ca ardelenii. Noi șoplim din lemn troițe, noi țesem pânze în patruițe, noi îți iubim cămașa ruptă când se stropești cu sânge în luptă. Oriunde plec spre zări străine, mă întorc Ardealule la tine, la bacii cu căciul de oaie, la horele noastre vioaie. Aici din când în când mă cheamă porunca dragostei de mamă, luceferii copilăriei și cântecele ciocârliei. Pământ cu visuri și cu flori, cu moaște și cu sărbători, pe lume nu-i un alt meleag să-mi zâmbească atât de drag. Iar când mă mână valul sorții spre țărmul fumuriu al morții, să mă înfrățiți cu acest pământ, că el mi-e leagăn și mormânt. Preot Traian Rusu Șirianu. Prieten, sunt Cristian Alexandrescu, pe curând.